De la Dănilă vă prezintă Telejurnalul. Doamnelor, domnilor, bună seara și bine v-am regăsit la Telejurnal pe TVR Moldova și TVR3. Iată principalele titluri ale ediției. Aglomerație, claxoane și nervi întinși la maxim. La orele de vârf, străzile din Chișinău sunt sufocate de ambuteiaje, iar autoritățile nu au soluții pentru fluidizarea traficului. Mai mulți veterani ai conflictului armat de pe Nistru spun că întrevederea președintelui Igor Dodon cu liderul separatist de la Tiraspol, Vadim Krasnoselski, este o sfidare a securității statului. Ilan Șor a primit distinția insignia de onoare de la veteranii din Orhei. Acest gest este unul de lașitate și trădare, au declarat asociațiile de veterani din țară. Încă 60 de zile de control judiciar pentru fostul edil al Chișinăului, Dorin Chirtoacă. Fostul primar nu poate părăsi capitala Republicii Moldova. După liniștea vacanței, Chișinăul s-a transformat într-un adevărat furnicar. Elevii au început școala, iar părinții au revenit la muncă, așa că străzile au devenit supraaglomerate. Transportul public abia mai face față solicitărilor. La primele ore ale dimineții, pe strada Vasile Lupu din Buiucani s-a format un ambuteiaj. Șirul de mașini era de câțiva kilometri. Chiar dacă și-a făcut apariția un polițist care să fluidizeze traficul, misiunea lui nu a fost deloc ușoară. Bună dimineața, să ne spuneți, vă rog, cum se circulă. Extraordinar. Unde mergeți și cât timp vă ia? Până la serviciu, la botanica, o oră, oră și 10 minute. Uite, ujăt. Foarte greu dimineața, mai ales aici, în regiunea asta, Buicani, e supraaglomerată. Unde mergeți și cât timp vă ia? Dacă până acum, augustul, mergem până în centru, mă duc 15 minute, acum jumătate de oră. Mari bătăi de cap au avut și cei nevoiți să folosească transportul public. În microbuze, oamenii s-au înghesuit ca într-o cutie de chibrite. Troleibuzele au fost și ele la fel de încărcate în orele de vârf. Întotdeauna, de dimineață până pe la ora 10, când se împrește. Greu se circulă. Sunt pline microbuzele, troleibuzele. Este plin, este greu, este cald, este incomod. Pot să întârzi foarte des din cauza ambuteiajelor. Cum se circulă dimineața în transportul public? Eu plec la universitate în fiecare dimineață, se circulă foarte greu. Uneori troleibuzul 3 e foarte plin, trebuie să plec cu ruta, fiindcă n-am unde să încap și eu. De obicei se regulează. Prima oră e mai complicat, apoi se regulează. Contactat telefonic, șeful direcției transport, Vitalie Butucel, ne-a spus că va reveni cu un comentariu pe acest subiect peste un sfert de oră, dar ulterior nu a mai răspuns la telefon. Întrevederea președintelui Igor Dodon cu liderul separatist de la Tiraspol, Vadim Krasnoselski, programată peste câteva zile, este o sfidare a securității statului și a celor care au luptat pentru independență. De această părere sunt mai mulți veterani ai conflictului armat de pe Nistru. Ei spun că o astfel de întâlnire nu reprezintă interesele Republicii Moldova, ci mai degrabă pe cele ale Federației Ruse. Veteranii conflictului de pe Nistru spun că nu înțeleg la ce nivel oficial va avea loc întrevederea dintre președintele Igor Dodon și liderul separatist Vadim Krasnoselski. Mergem cu Krasnoselski, nu ridicați voi placa, cunoști președintele țării, dar Krasnoselski cine? Nu ajunge acolo în Ministerul Reintegrării să duc tratativele astea, așa al ridică în slăb și așa de sus, și care sunt rezultatele. Cei care au luptat cu arma în mână pentru independența Republicii Moldova se întreabă astăzi ale cui interese reprezintă șeful statului. A cui statul el îi împlinește, dacă nu a lor, depunând flori la cei care au luptat contra noastră, ori înmânând ordine și medale, distincții cel mai înalte a țării. Celor mai mari separatiști, care tot cu arma în mână au luptat contra Moldovei, contra noastră.
Aceasta nu se iartă. Ceea ce face acest așa zis președinte Igor Dodon este o sfidare crasă a securității statului, a demnității fiecărui dintre cei care au luptat pentru independența țării. Igor Dodon și a cei care sprijină proiectele lui trebuie să compară în fața unui complet de judecat. Întrevederea va fi pe 6 septembrie la Condrița și se va desfășura departe de ochii presei. Un grup de veterani ai conflictului armat de pe Nistru din 1992 condamnă medalierea primarului Ilan Șur de către organizația teritorială Orhei a Uniunii Naționale a Veteranilor Războiului pentru Independență, transmite Radio Chișinău. Organizația Orhei a Veteranilor l-a decorat săptămâna trecută pe Ilan Șur cu distinția insignia de onoare. Acest gest este unul de lașitate și trădare, au declarat într-o conferință de presă mai mulți veterani ai conflictului armat de pe Nistru, deoarece, spun ei, Ilan Șor este principalul bănuit în fraudele bancare din 2014 de aproximativ $1 miliard. În același timp, veteranii susțin că distinția a fost acordată ilegal, în condițiile în care ar trebui conferită doar celor care au luptat în 1992. Unioniștii cer stoparea finanțărilor din partea executivului de la București pentru guvernarea de la Chișinău în urma incidentelor de sâmbătă. Organizatorii marșului centenar acuză forțele de ordine din Republica Moldova de abuz și comportament antidemocratic împotriva unor cetățeni pașnici. Unioniștii spun că își vor căuta dreptatea în instanțele de judecată. Incidentele din timpul marșului centenar de sâmbătă, pe parcursul căruia mai mulți polițiști au forțat pe organizatorii manifestației să elibereze traficul de pe strada Calea Ieșilor, i-au determinat pe unioniști să ceară României stoparea finanțărilor pentru guvernul de la Chișinău. Vorbesc despre sprijin financiar din partea Guvernului României pentru Guvernul Republicii Moldova. În rest, acordurile de înfrățire între localitățile de pe ambele maluri ale Prutului trebuie să continue și cer ca banii care vin în Republica Moldova să meargă direct către comunități, direct către consilii locale, consilii raionale, nu să ajungă în Guvernul Republicii Moldova. De asemenea, unioniștii spun că îi vor da în judecată pe reprezentanții Ministerului de Interne care, potrivit lor, au reținut și percheziționat ilegal cele trei autocare participante la Marșul Pașnic. În momentul în care se reține, percheziționează, sechestrează un bun sau o persoană, în mod obligator trebuie să existe un mandat, o motivație și o întemeiere legală în acest sens. Din momentul în care acestea absentează, procedura a fost grav încălcată și aceștia urmează să răspundă conform legii, fapt pentru care astăzi voi depune 3 demersuri în adresa Ministerului Afacerilor Interne, iar cu răspunsurile legale ale acestora mă voi adresa în instanța de judecată. Potrivit unui comunicat al poliției, sâmbătă, în timpul marșului centenar, forțele de ordine au fost nevoite să intervină pentru a asigura ordinea publică. Contrar prevederilor stabilite într-o declarație prealabilă, participanții la eveniment intenționau să aducă autocare în Piața Marii Adunării Naționale, spun forțele de ordine. Această acțiune nu a putut fi acceptată din motive de securitate, dar și pentru a nu perturba circulația în zonă, se mai spune în comunicatul poliției. Încă 60 de zile de control judiciar pentru fostul edil al Chișinăului Dorin Chirtoacă. La solicitarea procurorilor, instanța a decis prelungirea măsurii cu încă 2 luni, ceea ce înseamnă că fostul primar nu poate părăsi municipiul Chișinău. Chirtoacă spune că această decizie este un abuz comis la comanda Partidului Democrat. Bănuit de trafic de influență și corupere, fostul primar al municipiului Chișinău va sta încă 60 de zile sub control judiciar. Decizia a fost luată de instanța de judecată pentru a-l împiedica pe Dorin Chirtoacă să influențeze martorii în proces. Atât timp cât nu a fost finisat examinarea cauzei penale, nu a fost audiat plus martorii, riscul misiunii bună desfășurare a examinării cauzei penale și inclusiv de a influența martorii persistă. De asta și-a fost necesar de prelungirea măsurii preventive. Fostul primar spune că decizia instanței a fost una previzibilă și acuză pe liderii PD că ar dirija din spate acțiunile judecătorilor. Este o absurditate asta cu controlul judiciar în raza Chișinăului. Și că să nu influențeze martorii, care nici nu sunt martorii, de fapt. Da, bine, să nu influențeze anumite persoane. Păi da, acele persoane se găsesc tot în Chișinău. Toate deciziile deja sunt de mult luate. Ele sunt luate încă înainte de a fi arestat. Când ele erau pregătite pe strada Cantemir sau în sediul Partidului Democrat la Pocopniuc și anturajul lui. Dorin Chirtoacă este învinuit de corupere pasivă și trafic de influență în dosarul parcărilor cu plată. Potrivit martorilor, în dosar, fostul edil urma să obțină 13% din veniturile companiei care ar fi amenajat parcările. Chirtoacă susține că este nevinovat.
Start licitațiilor. Compania românească Transgaz poate demara licitațiile pentru construirea gazoductului Iași-Chișinău. Potrivit Ministerului Economiei și Infrastructurii Republicii Moldova, a îndeplinit deja toate condițiile tehnice privind construcția gazoductului. Ministrul Kiril Gaburici a declarat în cadrul unei emisiuni televizate că la sfârșitul acestei săptămâni este așteptată o delegație din România condusă de ministrul român al economiei Dănuț Andrușca și de președintele Transgaz Ion Sterian. Aceștia urmează să încheie prima etapă de lucru privind construcția gazoductului. Conform planului, la finele anului 2019, tronsonul Ungheni-Chișinău va fi funcțional. Situația toaletelor din instituțiile de învățământ din Republica Moldova rămâne alarmantă. La sate, cele mai multe școli încă mai au WC-ul în curte. Elevii nu au parte de intimitate și nici de apă curentă și săpun. Ce soluții oferă autoritățile? Aflați din Telejurnal. Astăzi, cele mai multe universități au spus gata procesului de admitere și au anunțat că au fost ocupate practic toate locurile la buget. A fost concurență mare la facultăți din top, 18 pe un loc la drept și 15 la finanțe. În acest an, la licență au fost înmatriculați peste 4500 de studenți pe locurile cu finanțare bugetară. Au rămas vacante aproape 400 de locuri în comparație cu 700 în sesiunea de anul trecut. De exemplu, la Universitatea de Stat din Moldova s-au ocupat toate cele 735 de locuri la buget. Tradițional, deja de mai mulți ani, în top sunt specialitățile ce țin de științele economice și dreptul. Anul acesta n-a fost o excepție. Interesul a fost tot atât de mare și lupta a fost acerbă. La specialitatea drept, 18 tineri au luptat pentru un loc, iar la finanțe au fost 15 pentru un loc bugetar. Și la contabilitate s-a dus o luptă strânsă și s-au înregistrat 12 cereri pentru un loc, iar 6 pretendenți pe loc au fost și la specialitățile TIC. Topul specialităților este încheiat de Arhitectură și Tehnologia Managementului Alimentației Publice. 2018 a fost un an surprinzător de bun pentru Universitatea Pedagogică de Stat Ion Creangă. Au mai rămas doar câteva locuri bugetare încât poți să le numeri pe degete. Cele 335 de la master au fost ocupate încă din primul tur. Este mai bine pentru că nu am avut câțiva ani la rând precedențe toate locurile ocupate, bugetare ocupate. Mai rămâneau câteva și după asta mai urmau și careva exmatriculare. Anul acesta le-am completat pe toate. La Universitatea Pedagogică, cele mai solicitate specialități sunt design vestimentar, interior sau grafic, pedagogie în învățământ primar, psihologie sau asistență socială. Și aici a fost concurență. Pentru 28 de locuri la facultatea, la domeniul arte, în primul tur am avut peste 80 de cereri. Cei care nu au prins un loc la buget au aplicat la studii cu taxă. Contractul pentru un an la facultatea de drept este de 10.000 de lei. La ciclul întâi licențe, la locurile cu taxă au fost înmatriculați în total 7.733 de studenți, adică 57% din ce și-au propus universitățile. Astfel, dacă este să facem o analiză la nivel național, constatăm că numărul de studenți scade an de an și explicația e simplă. Descrește numărul de absolvenți al liceilor în Republică și crește totodată, se deschide mai larg ușa în Europa, iar numărul de burse în România crește respectiv, practic, exponențial. În acest an, studiile de licență sunt făcute la 169 de specialități în 17 instituții de învățământ de stat și 9 instituții private. Un nou an școlar, aceleași probleme de igienă. Situația toaletelor din instituțiile de învățământ din Republica Moldova rămâne alarmantă. Elevii nu au parte de intimitate și nici de apă curentă și săpun. Voință este, sunt necesari doar bani pentru apeducte și canalizări. Sunt însă și școli exemplu care au reușit să se modernizeze. În secolul în care ar trebui să se vorbească în școli despre inovații și tehnologii, mai avem probleme la capitolul igienă. În 70% dintre gimnaziile și liceele din Republica Moldova, toaletele sunt amplasate afară. Se întâmplă rar ca elevii să aibă acces la apă și săpun. Situația este cumva critică pentru că avem școli în care nu se cumpără săpun. Pentru că au un buget mic, pentru că nu este considerat o prioritate.
La gimnaziul din Pănășești, de exemplu, blocuri sanitare existau în interiorul clădirii școlii de 2 ani. Nu puteau fi folosite însă pentru că nu erau alimentate cu apă. De curând, autoritățile s-au implicat și au reabilitat apeductul. Mai avem puțin, cred că 2-3 zile și problema cu 2 blocuri sanitare aici, în blocul acesta, se rezolvă. Situația veciilor de afară, vă dați seama că nu este. Cât nu te-ai strădui, acolo nu poți. Pe timp de iarnă, în special, când apa îngheață, nu poți fi la voare afară. Copiii vin și își spală mâinile înăuntru. Nu chiar comod, dar trebuie un veciu și pentru elevi în școală. Apă, săpun este înăuntru în școală, dar afară este numai veciu. Iarna, la fel, mergem afară. Este comod? Da, deja ne-am prins afară. Cel puțin acești elevi au parte de o toaletă curată. Sunt însă copii pentru care mersul la WC-ul este un coșmar. Dovezi sunt imaginile postate pe Facebook de cei care luptă pentru condiții de igienă decente în unitățile de învățământ. Nu este real mâine să începem a construi WC-uri în interior, în toate școlile, acolo unde nu avem apă și nu avem canalizare. Să se reabiliteze latrinele de afară. Asta însemnând golirea acestor latrine, așa cum spun normele sanitare, cel puțin o dată în an, instalarea unor pereți separatori cu ușe, acele cabine care ar oferi intimitate, instalarea lavoarelor. Sunt și instituții care au reușit să atragă fonduri pentru a asigura condiții de igienă corespunzătoare. Arăta un WC așa cum la țară arată. Dacă ați fost la țară, așa știți, deci cu 2-3 despărțituri, care copilul trebuie din blocul principal să ducă undeva, eu știu, vreo 200 de metri prin ploaie, prin vânt. Acum, atât blocul claselor primare, atât cât sala de sport, cât blocul principal, am renovat băile în școală. Mergeam iarna și acolo nu erau robinet ca să spălăm mâinile, dar aici este interior și putem să spălăm mâinile după toaletă. Specialiștii spun că cei mici pot rămâne cu sechele psihologice pentru că nu există pereți despărțitori care să le asigure intimitatea. În plus, ei se pot îmbolnăvi. Dacă s-ar lua în calcul informația despre izbucnirile de boli diareice acute în luna septembrie, adică Centrul de Sănătate Publică le va publica peste o săptămână. O să vedem că ele cresc și cresc foarte mult în momentul în care copiii revin în colectivitate. De ce? Pentru că nu avem săpun. Contactați de TVR Moldova, responsabilii de la minister nu au reușit astăzi să ne spună ce acțiuni se întreprind pentru a asigura condiții corespunzătoare de igienă pentru elevi. Cel mai bun tratament este prevenirea, s-au convins de acest lucru și părinții din raionul Soroca. După ce la Ocnița s-au înregistrat primele 7 cazuri de rujeolă, părinții au făcut coadă la cabinetul medical pentru vaccinare. În atenția medicilor sunt copiii de 1, 7 și 15 ani, dar sunt și multe cazuri de revaccinare. Dumneavoastră știți că acum este epidemie de rujeolă și dumneavoastră să vaccinați copilașii. Vestea că rujeola se răspândește și în nordul țării a pus pe jar și părinții din Soroca. Este rujeolă și facem vaccină la vreme de la nașterea copilului. A, dar noi am făcut vaccinile deja. Noi de-am toate vaccinile le avem făcute. Chiar am trecut controlul medical și acolo era obligatoriu, din câte mi-aduc aminte. Da, era obligatoriu să trecem toate vaccinile. Inclusiv și de regiune. Da, sigur. Da, știu, numai decât de una e vaccină, avem grijă pentru trebuie protejați copiii. Dacă nu avem grijă de copii, altfel este răspundere. Pentru a preveni răspândirea rujeolei și medicii din Soroca sunt în alertă. Perioada ultimilor zile s-a lucrat foarte, foarte mult cu fiecare părinte în parte. A fost telefonat, a fost informat ca să vină să vaccineze copiii. În vizor sunt copiii de 1, 7 și 15 ani, vârstele obligatorii de vaccinare contra rujeolei conform Programului Național de Imunizare. Revaccinarea la 7 ani se făcea în luna septembrie, deci după ce copiii erau matriculați în clasele 1-a. Dar deoarece situația epidemiologică este critică, vaccinarea am făcut-o acum în luna august și din 430 de copii care au fost planificați, la 327 de copii au venit părinți conștienți și au vaccinat copiii. Astfel, numărul de imunizări a crescut semnificativ comparativ cu anii precedenți. Fac vaccinul chiar și cei care refuzase inițial. Ca tare, ei s-au vaccinat mai mulți primăvara și vara. Dar sunt care nu fac, vin. Dar mult tare mulți vin, mai ales peste hotare care au fost și copii care ori la timp au fost bolnavi, dar vin, fac toți. Dacă și-au refuzat, erau cazuri, nu zic tare mult, apin, vin și fac.
Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale îndeamnă părinții să-și imunizeze copiii, aceasta fiind singura modalitate de a evita boala. Rujeola se manifestă printr-o răspândire foarte rapidă. Un copil bolnav poate infecta alți 18 copii. Maladia prezintă o stare febrilă cu erupții însoțite de tuse, rinită și sau conjunctivită. Urmările sunt foarte grave, care pot duce la sechele pe viață sau chiar deces. Autoritățile sunt în alertă. Au fost depistate noi cazuri de peste porcină în sudul Republicii Moldova. Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor anunță că virusul a fost confirmat în câteva gospodării din satele Cromcmaz și Olănești din raionul Ștefan Vodă și satul Giurgiulești din raionul Cahul. Comisiile specializate au aprobat planul complex de măsuri pentru combaterea și eradicarea focarelor, iar în localitățile afectate a fost instituită carantină. Inspectorii ANSA recomandă gospodarilor să nu hrănească porcii cu restul alimentelor, să schimbe hainele și încălțămintea înainte de a intra în adăpostul animalelor și să anunțe veterinarul în caz de sacrificare, îmbolnăvire sau moartea unui porc. ANSA mai solicită cetățenilor să se abțină de la procurarea cărnii și a produselor din carne de porc de peste hotare și introducerea acestora în Republica Moldova. Guvernul Republicii Moldova a fost obligat de Curtea Europeană a Drepturilor Omului să achite peste 7.600 de euro despăgubiri unui pensionar din Glodeni, care a fost internat forțat într-un spital de psihiatrie. Aflați mai multe despre acest subiect imediat din Telejurnal. Termoelectrica și-a automatizat serviciul call center de astăzi prin intermediul unui număr unic de telefon. Locuitorii municipiului Chișinău conectați la sistemul centralizat de termoficare pot efectua multiple operațiuni în timp real, fără redirecționări. Numărul unic este 022-447-447. Noua aplicație robotizată va fi disponibilă în limbile română și rusă și va fi împărțită informații oferite pe mai multe domenii de interes, cum ar fi modul de achitare a facturilor, datorii sau contract, informații despre facturare, despre deconectări sau lucrări și avarii. Toți cei care nu au aflat un răspuns la întrebarea lor vor putea să ia legătura cu un operator. În același timp, pentru a asigura îmbunătățirea calității de servirii, toate apelurile primite vor fi înregistrate. Guvernul Republicii Moldova a fost obligat de Curtea Europeană a Drepturilor Omului să achite 7.680 de euro despăgubiri unui pensionar din Glodeni care a fost internat forțat în spitalul de psihiatrie. Incidentul s-a produs în luna mai 2014, când bărbatul a lovit-o peste față pe Valentina Buliga, ex-ministrul Muncii, Protecției Sociale și a Familiei, fiind nemulțumit de pensia mică. După aceea, bărbatul a fost dus cu forța la spital. Potrivit Promolex, Curtea Europeană a Drepturilor Omului de la Strasburg a emis o hotărâre prin care a constatat că a fost încălcat articolul 5 al Convenției în privința pensionarului din Republica Moldova. CEDO a obligat statul să îi achite reclamantului 6.000 de euro prejudicii morale și 1.680 de euro cheltuieli de judecată. Mihail Dogotar, pensionar de 76 de ani, a lovit-o peste față pe Valentina Buliga. Incidentul s-a produs la o întâlnire cu locuitorii raionului Glodeni. Fostul inginer Mihail Dogotar era nemulțumit pentru că cei de la Casa Națională de Asigurări Sociale i-au calculat o pensie mai mică decât i s-ar cuveni, adică 58 de euro. El a abordat-o pe Valentina Buliga la finalul întâlnirii cu cetățenii, care i-a răspuns ironic la o întrebare privind metoda de calcul a pensiei sale. Răspunsul l-a înfuriat pe pensionar și a pălmuit-o. După incident a fost pornită o cauză penală pentru huliganism. Pe 18 septembrie 2014, pensionarul a fost arestat de 5 ofițeri de poliție și dus la spitalul de psihiatrie din Chișinău. În februarie 2015, Mihail Dogotar a depus o plângere la Înalta Curte de la Strasburg, în care a invocat că i-a fost încălcat dreptul la libertate și siguranță. De fiecare dată când deschizi o carte, înveți ceva. Este crezul programului After School de la Techwheel Academy. Acolo copiii pot să-și facă lecțiile pentru acasă, sub supravegherea unor profesori și să afle multe altele din domeniul tehnologiilor sau limbilor străine, prin metode interactive și distractive. Copiii setoși de carte nu se limitează la orele de la școală. Mulți dintre ei aleg să frecventeze programe extrașcolare unde învață engleză, matematică distractivă sau chiar robotică. Iar pentru a nu se plictisi, cei mici se pot relaxa sau chiar distra în acest spațiu special amenajat pentru ei. Aici, după ce se remintem, le poți să te distrezi și e mai distractiv ca la școală, ca ai activități.
te ajută să îți faci temele, nu este ca la școală la meditații, când profesorul pur și simplu ți dă temă de făcut și nu prea îți răspunde la întrebări. Și îmi place că după ce îți temi temele, ești liber să faci orice vrei. Să desenezi, stai cu calculatorul sau să mergi la screenshop. Ca să mă ajut și ca să le fac corect ca la școală, să nu mai trebuiască să-mi spună de ce n-ai făcut corect. Cei mici beneficiază în fiecare zi de câte o oră de engleză. Ce-i drept, nu ca la școală, ci prin diverse metode interactive și distractive, astfel încât să învețe mai repede și să-și dezvolte creativitatea. Am învățat good morning. Astăzi am învățat pineapple, good morning, strawberry. Părinții ocupați nu mai trebuie să verifice temele pentru acasă ale celor mici. Este un proiect bine gândit în întâmpinarea părinților care sunt implicați foarte mult timp în activitatea lor și își fac griji pentru copii și își doresc tot ce e mai bun pentru ei, își doresc să fie undeva în siguranță, își doresc oameni de calitate în jurul lor. Imediat ce își termină temele pentru acasă, copiii sunt implicați în activități cu accent puternic în domeniul tehnologiilor, programare, robotică, matematică distractivă, dar și ocupații creative, cum ar fi actorie. Tot aici pot învăța să vorbească în public. Pentru clasa 1 ne-am gândit un curs de dicție, de pronunțare corectă a sunetelor. Pentru clasa 3-a, 4-a deja încercăm să învățăm cum să vorbească față de alți colegi, față de cei din jur. Programul After School va dura până pe data de 31 mai. Pentru o lună, părinții plătesc 4.000 de lei. Veste bună pentru locuitorii Republicii Moldova care vor să meargă în vacanță sau pentru afaceri în Dubai. Din 20 septembrie, compania de stat Air Moldova reia zborurile spre cel mai mare oraș din Emiratele Arabe Unite. Zborurile vor fi operate de două ori pe săptămână în zilele de luni și joi. Decolarea din Chișinău este programată pentru ora 21:30 și aterizarea în Dubai la orele 3:20, ora locală. Decolarea din Dubai are loc la ora 5:20, iar aterizarea în Chișinău la 9:40. Prețul unui bilet de avion într-o singură direcție începe de la 149 de euro, cu toate taxele incluse. În satul Colibaj, din raionul Cahul, a fost deschisă pentru prima sală polivalentă de sport. De astăzi înainte, cei peste 6.000 de locuitori din comunitate, dar și din localitățile învecinate, vor putea să socializeze și să facă sport în condiții moderne. Noul complex sportiv are o suprafață de 200 de metri și este dotat cu aparate de forță moderne. Localnicii vor putea practica aici și alte activități precum dansuri sportive, lupte, gimnastică sau șah. Mai mult de atât, ei au parte și de un cabinet de masaj. Această clădire pe timpuri a fost cinematograf, dar din 1996 clădirea practic nu și mai avea funcționalitate și ne-am gândit că ar fi ideal sau ar fi foarte binevenite o sală polivalentă de sport. Cei care s-au bucurat cel mai mult că în localitatea lor a apărut o sală de sport au fost tinerii. Mi-e vesel, deoarece mulți tineri vor să intre aici să facă sport. Sala aceasta cred că este foarte binevenită în sat la noi pentru tinerii care, vedeți cum pleacă toți peste cotare și e binevenită ca ei să aibă un loc aici unde să poată să-și petreacă timpul liber. Noua sală de sport a costat aproape 3 milioane de lei, bani oferiți în mare parte de localnicii plecați peste hotare, dar și de guvernul Elveției și autoritățile locale. Franța caută soluții pentru salvarea unor obiective importante de patrimoniu, iar loteria pare să fie una dintre căile pentru adunarea fondurilor necesare. Cât costă un bilet pentru loteria patrimoniului, vă spunem mai târziu în telejurnal. Un român care se afla cu familia în excursie la Istanbul a dispărut de câteva zile. Bărbatul, inginer de profesie din Ploiești, plecase în vacanță cu un bilet cumpărat printr-o agenție de turism. Rudele nu exclud varianta răpirii și au cerut ajutorul autorităților.
Ioana Dima și-a văzut soțul ultima dată joia trecută la intrarea în Palatul Topkapı, unul dintre cele mai vizitate obiective turistice din Turcia. El a ales să viziteze palatul individual, fără ghid și fără să stea cu familia sau cu grupul cu care venise în Turcia. În palat noi nu ne-am întâlnit deloc cu el, cât timp a durat vizita, deși ne-am tot uitat după el. Nu ne-am îngrijorat la început, pentru că spațiul este foarte mare acolo. Abia la ieșire ne-am dat seama că ceva s-ar fi putut întâmpla, pentru că nu a apărut la poartă, acolo unde ne-am întâlnit cu toții din grup. Spune Ioana Dima. Bărbatul nu avea un telefon care să funcționeze pe teritoriul Turciei, astfel că nimeni nu a putut lua legătura cu el. Familia nu crede că s-ar fi putut rătăci. Se gândește chiar la răpire, deși bărbatul nu avea bani sau bunuri de valoare asupra sa. Familia a anunțat imediat dispariția atât la Consulatul României, cât și la Poliția din Istanbul, dar autoritățile au comunicat că trebuie să treacă 24 de ore pentru a începe o anchetă. Abia a doua zi, soția a declarat dispariția în mod oficial cu o declarație scrisă. Imediat după semnalarea cazului, reprezentanții consulatului au întreprins în regim de urgență demersuri pe lângă autoritățile locale pentru obținerea de informații suplimentare. De asemenea, un consul a însoțit familia cetățeanului român la secția de poliție din apropierea obiectivului turistic pentru a oferi date suplimentare cu privire la persoana dispărută. Agenția de turism care a organizat excursia în Istanbul a ajutat rudele. Am fost acolo, l-am căutat pe toate străzile posibile și imposibile, în toate grădinile, peste tot. M-am uitat să văd dacă sunt camere video, erau peste tot. Și poliția din Ploiești s-a implicat în acest caz. În urma primirii unei informări de la reprezentantul unei agenții de turism referitoare la dispariția unei persoane în Turcia, am demarat activitățile necesare în cauză. Până acum, familia nu a primit nicio informație nouă cu privire la bărbatul dispărut sau despre ancheta autorităților turce. Doi jurnaliști ai Myanmar agenției Reuters au fost condamnați la 7 ani de închisoare doar pentru că și-au făcut meseria. Ziariștii au pus mâna pe o serie de documente care demonstrează abuzurile guvernului și armatei asupra etniei Rohingya. Întreaga lume este consternată de această sentință, iar cancelariile occidentale cer eliberarea imediată și necondiționată a celor doi. Spunea reporterul Reuters la scurt timp după ce verdictul a fost pronunțat. Când au fost arestați în decembrie anul trecut, Lone și mai tânărul său coleg, Kiao Soeo, lucrau la o anchetă privind uciderea a 10 musulmani Rohingya în timpul unei intervenții militare în regiunea de coastă. De fapt, agențiile Națiunilor Unite au spus că această operațiune a dus la exodul minorității Rohingya în Bangladesh. Ziariștii erau în capitala fostei Birmanii când au primit niște documente de la doi polițiști pe care nu-i cunoșteau. Ulterior s-a dovedit că a fost totul o scenare. What we're seeing is these two men being sent to prison simply for doing their jobs. And this is sending a signal to the rest of the Myanmar reporters that if you cross the military, if you cross the government, they can make your life a living hell. În numele luptei împotriva rebelilor Rohingya, armata birmaneză a început anul trecut o campanie militară în statul Rakhine, din vestul țării. Cea mai mare populație apatridă din lume, musulmanii Rohingya, au luat calea exodului spre Bangladesh. Comunitatea internațională a reacționat și atunci și acum, sancționând-o în primul rând pe Aung San Suu Kyi, șefa executivului birmanez. Laureata Premiului Nobel pentru Pace, care a militat chiar și arestată fiind pentru reinstaurarea democrației în fosta colonie britanică, Aung San Suu Kyi este acuzată că nu a făcut nimic pentru a opri masacrarea membrilor etniei Rohingya. În ofensiva militară asupra acestei comunități nerecunoscută de birmanezi, au murit cel puțin 10.000 de oameni. Franța caută soluții pentru salvarea unor obiective importante din patrimoniul său. Loteria pare să fie una din căile pentru adunarea fondurilor necesare amplelor lucrări de renovare și conservare. Populația Franței este chemată să participe la cea mai mare loterie pentru salvarea patrimoniului. Biletele de loto sub genericul Misiunea Patrimoniu au fost puse în vânzare și costă 15 euro. Ele sunt ilustrate cu locuri legendare din patrimoniul Franței, cum ar fi muntele Saint-Michel, cetatea fortificată de la Carcassonne sau castelul Chambord. Participez quand vous payez 15 euros, il y a 10% qui va pour les monuments de France. C'est génial pour tout le monde, pour le patrimoine, pour nos enfants. Cele 12 milioane de bilete puse în vânzare ar putea salva unul dintre obiectivele importante ale Franței, și anume castelul Thierry, situat în nord-estul țării, care a găzduit un spital în timpul Primului Război Mondial. Acum, cel de-al doilea etaj a fost complet abandonat din cauza degradării avansate.
A priori, une étude a estimé la rénovation des menuiseries à plus d'un million d'euros. Loteria patrimoniului ar putea ajuta la renovarea a peste 270 de monumente istorice din Franța. Tragerea excepțională Loto va avea loc peste două săptămâni și va fi animată de Stefan Bern, cunoscut realizator de televiziune și de radio, un apropiat al președintelui Emmanuel Macron. De la Paris pentru Televiziunea Română, Mihaela Antoche. Pesticidele sunt un pericol pentru oameni, dar puțin știu că unele dintre acestea le dau dependență unor insecte. Un studiu recent arată că albinele, bondarii și fluturii prind repede gustul culturilor stropite cu un anumit tip de insecticid. Efectele pot fi însă dezastruoase. Datele Comisiei Europene arată că o treime din populația de albine și fluturi se află în declin. Asta e Meliteria carpatină adevărată. Mihai Grama este de o viață crescător de albine și a deprins rostul harnicelor insecte. A observat că an de an acestea suferă tot mai mult din cauza pesticidelor folosite în agricultură. Așa că în fiecare vară își încarcă stupid mașină și duce pe culmile Apusenilor, departe de culturile stropite cu chimicale. Am, cred că, aproximativ 20 de ani de când albinele mele nu au văzut culturi agricole. Nimic. Deci, în munte, la cota 1300-1400, e un paradis pentru albine. Studiul unor cercetători din Londra arată că micile insecte sunt atrase, de fapt, de culturile chimizate, stropite în special cu neonicotinoide, substanțe interzise în mare parte din Uniunea Europeană, dar folosite în România. Și astfel, mierea devine din leac o travă. Efectul e cu bătaie foarte lungă, să știți că... De la incidența cancerelor, a sterilității. Autoritățile caută acum soluții pentru alinierea legislației naționale la cea europeană. Folosirea acestor substanțe mai este permisă doar în această perioadă când se realizează însămânțarea culturilor de rapiță, după care decizia este de neutilizare în continuare a neonicotinoidelor. Neonicotinoidele sunt printre cele mai folosite și mai controversate pesticide din lume. Un studiu publicat în revista Nature arată că nu doar insectele sunt afectate de substanțele chimice, ci și păsările, ba chiar și râmele, care își pierd abilitatea de a afâna solul. Descoperire remarcabilă în județul Iași din România. O embarcațiune sculptată dintr-un singur trunchi de copac, veche de 400-500 de ani, a fost găsită în albia unui râu. Vedeți imagini cu monoxila aflată acum în proces de restaurare imediat în telejurnal. Japonia se confruntă cu cel mai violent taifun din ultimii 25 de ani. Din cauza riscurilor extreme, 1 milion de oameni au fost evacuați, sute de zboruri sunt anulate, iar magazinele și școlile au fost închise astăzi. Ciclonul Javi a dus ploi torențiale și vânt puternic. Viteza ajunge la 200 de km pe oră. Deocamdată este afectat doar vestul arhipelagului Nippon, dar taifunul avansează. În Kyoto, orașul samuraiilor, pe vremuri capitala Imperiului, vântul deosebit de violent a smuls acoperișul gării centrale. Aproape 9 metri lungime, puțin peste jumătate de metru lățime și este probabil cea mai mare barcă sculptată dintr-un singur trunchi de copac descoperită în zona de est a României. Găsită recent în albia râului Moldova, embarcațiunea veche de 400 sau chiar 500 de ani este printre cele mai impresionante artefacte din patrimoniul Muzeului Etnografic al Moldovei de la Iași. Lungime totală aproximativ 10 metri. Asta este partea din spate. Făcută dintr-un singur trunchi de copac, după părerea mea, se vede cum e prelucrată. Embarcațiunea a fost descoperită acum două săptămâni de niște localnici din satul Soci, comuna Miroslovești, în albia râului Moldova. Ploile din luna iulie și seceta din august au scos barca la suprafață. Au sezizat că e o piesă aparte, adică nu e un buștean. Au semnalat Direcția pentru Cultură, așa cum este și firesc.
Barca a fost mutată fără a fi deteriorată în curtea interioară a Palatului Culturii din Iași, unde o echipă formată din restauratori istorici și etnografi o vor studia. În arealul cultural al Moldovei, ca regiune istorică, nu există o embarcațiune monoxilă, o lundre monoxilă de asemenea dimensiuni. Noi avem câteva, două mai exact, dar sunt mult mai mici, o treime din lungimea respectivă, mult mai noi. Este extrem de valoroasă, aș spune eu, pentru că a fost găsită întreagă, într-o singură bucată. Este printre cele mai mari din țară, a șasea, a șaptea poate, iar dintre cele găsite întregi, cred că a treia sau a patra. Celelalte astfel de luntre au fost descoperite în vestul țării sau în zonele apropiate de cursul Dunării, aceasta fiind prima monoxilă găsită în Moldova. Principala ipoteză a etnografilor ieșeni este aceea că barca ar fi fost folosită pentru transportul sării și ar avea între 400 și 500 de ani vechime. Cursul râului Moldova trece prin lângă principalele zăcăminte de sare ale Moldovei. Oglinzii, Slatina, Cacica, toate sunt pe cursul Moldovei. După ce va fi restaurată, monoxila va fi expusă în Muzeul Etnografic al Moldovei, aflat în Palatul Culturii din Iași. Un surfer orb din peninsula Iberică antrenează generații noi de sportivi care să călărească valurile. Bărbatul a câștigat mai multe concursuri de surf pentru oameni cu dizabilități și acum se luptă pentru titlul de campion mondial. Aitor Francesena, un bărbat de 47 de ani, și-a pierdut vederea în urma unui accident la surf. În ciuda handicapului său, Aitor a continuat să se antreneze și a deschis prima școală de surfing din țara Baștilor. Todo el mundo dice que no es posible enseñar, pero hay muchas maneras y diferentes de enseñar y yo estoy intentando que eso se haga realidad, ¿no? De hecho, trabajo con gente y esa gente tiene grandes resultados, entonces está claro que algo se está haciendo bien, aunque esté ciego. Pe plajă, Aitor are nevoie de ajutorul altora pentru a găsi cele mai bune valuri. Chiar dacă de multe ori ajunge sub placă, sportivul nu se dă bătut niciodată. Bărbatul a antrenat numeroși surferi de succes și este cunoscut în lumea sporturilor acvatice. În 2016, atletul a reprezentat Spania la un campionat de surf pentru orbi și a câștigat medalia de aur. Insulele din Grecia sunt paradisul oricărui cățărător dornic să-și trăiască viața pe muchie de cuțit. Sportul extrem a revitalizat turismul statului elen, afectat grav de recesiunea economică. 10.000 de turiști vizitează anual insula grecească Kalymnos, care a devenit renumită datorită versanților ideal pentru escaladări. Comunitatea acestei insule aride din mijlocul Mării Egee se poate spune că scoate apă din piatră seacă, pentru că trăiește de pe urma acestor temerari. Stâncile ascund sute de trasee pe care cățărătorii abia așteaptă să le parcurgă. Είχαμε τους δικούς μας ρυθμούς ανάπτυξης και το δικό μας τρόπο ζωής. Και δεν θέλαμε να ασχοληθούμε πολύ με τον τουρισμό. Η αναρρίχηση ήρθε και μας έφερε αυτό, το κομμάτι μας έφερε ταυτόχρονα ένα άθλημα, ένα όμορφο άθλημα, μας έδωσε μια διάρκεια στον χρόνο πλέον των αφήξεων των επισκεπτών στην Κάλυμνο. Hotelurile se află la doar câteva minute distanță de stâncile înalte. Acest lucru atrage mulți turiști din Franța și Spania, care s-au săturat să conducă ore întregi până la poalele unui munte. Si on a une au niveau esthétique, ça va être difficile de faire mieux hein, au niveau beauté du rocher, au niveau qualité de l'équipement et quantité de voies et au niveau des difficultés, on va autant avoir pour des voies pour débutants que des voies dans un niveau extrême. În ultimii ani, autoritățile au atras fonduri europene pe care le-au folosit pentru a repara drumurile montane și moderniza orașul. Să urmărim acum cotațiile valutare pentru mâine. Banca Națională a păstrat cursul oficial de 16 lei și 68 de bani pentru un dolar american. Valoarea monedei europene scade la 19 lei și 28 de bani. Leul românesc va fi cotat la 4 lei și 16 bani, iar hrivna ucrainană va avea valoarea de 58 de bani. Rubla rusească va fi tranzacționată cu 24 de bani. Gracias.
Gheorghe Hagi a găsit soluții pentru redresarea fotbalului românesc, loturile naționale. Regele crede că România ar trebui să ia exemplu de la țările vestice. După succesul de la Cluj, Hagi și-a lăsat jucătorii să plece la loturile naționale și și-a luat o scurtă vacanță. Regele vede o singură soluție pentru salvarea fotbalului românesc. Dacă vrem să mai ieșim în lume pe scene importante, loturi naționale, calificări. E singurul proiect viabil în România. Prima oară să construim jucători, cine sunt talentați, cine sunt buni, să-i descoperim cât mai repede, cât mai repede, cât mai bine și după aceea formați. Crescuți cum au făcut spaniolii, cum au făcut nemții, cum au făcut belgenii, cum au făcut toți, Franța, Anglia, ce echipă a făcut. Hagi prevede un scenariu din ce în ce mai negru pentru fotbalul autohton. În acest sezon, România nu va avea echipă în cupele europene pentru a doua oară în ultimii 15 ani. Trebuie să începem să reconstruim succesul. Succesul nu e întâmplător, nu vine întâmplător, trebuie construit. Hey, la noi se spune că nu se poate. Luăm pe nu în brațe. Cu nu, o să ajungem în groapă, dacă nu suntem deja. Tricolorii lui Contra vor ca naționala să rămână a românilor. Nu avem nevoie de naturalizări, spun Chipciu și Pintilimon. Gnoiere este foarte bun, dar nu are ce căuta în tricoul naționalei. Este verdicul tricolorilor. Noele are deja 10 goluri marcate pentru FCSB în acest sezon, în Europa și în Liga 1, și deja s-a vorbit de naturalizarea francezului. Tricolorii lui Contra nu sunt de acord. Eu personal, ca și jucător român și ca și suporter român, eu nu mi-aș dori niciodată un jucător naturalizat la echipa națională. Noele clar a demonstrat că e un jucător foarte bun, dă o grămadă de goluri. Dar eu, ca suporter național, să-l văd pe Noere, nu Noere, orice alt jucător străin național la țării mele și dacă ar câștiga naționala mea, campionatul european sau mondial, n-aș simți același lucru. Eu zic că avem jucători destul de valoroși care pot face față la echipa națională. Nu cred că e nevoie de ce. Într-adevăr, Noere e un jucător foarte bun, nu-i contest calitățile, marchează meci de meci, n-ai ce să-i reproșezi, dar... Eu sunt de părere că îi avem pe ei noștri momentul de față. Pantilimon ia apărarea tânărului Vlad, pus la zid după eliminarea FCSB-ului din Europa. În momentul de față nu cred că e o idee bună la data lumea să sară în capul lui. E un copil, are 19 ani, e la început de carieră, e tânăr, are de învățat. Sper ca cei din club să-l sprijine, pentru că de asta are nevoie în momentul de față. Încă sufăr, dar sunt foarte fericit, este reacția românului Robert Hajnal în exclusivitate pentru TVR Sport. Hajnal a impresionat lumea sportului la finalul săptămânii trecute. S-a clasat pe locul 2 la ultramaratonul montan de 170 de kilometri, echivalentul Champions League-ului în alergarea montana. Robert Hajnal! Veneam să mă ciupesc ca să mă trezesc din vis. Să văd dacă visez sau nu. A fost ireal. Cred că o să rămână una dintre cele mai vii amintiri pe care o să le am. Cineva a făcut o remarcă interesantă zicând că am tricolor în spate și mă împinge toată România din spate. Și chiar așa a fost. S-a clasat pe locul 2 din peste 2500 de alergători în ultramaratonul de la Chamonix, care strânge spuma alergării montane în fiecare toamnă. Din 2013 visează la un top 10 la UTMB. Înseamnă în primul rând o dorință foarte mare. Se continuă cu o planificare bună, cu consecvență și cu muncă zilnică și cu multă răbdare. Nu poate să vină peste noapte. Ronaldo a devenit patron de club după ce a jucat în Spania pentru Barcelona și Real Madrid. Brazilianul a revenit în La Liga. Este noul proprietar al formației Real Valladolid. Fostul internațional brazilian a cumpărat 51% din acțiunile clubului spaniol, pentru care ar fi achitat 30 de milioane de euro. Así que... Voi încerca să pun toate cunoștințele mele despre fotbal la dispoziția jucătorilor. Vreau să reușim o afacere eficace din care clubul și orașul să profite. Vrem să creștem atât de mult cât ne vor permite visurile noastre. Revenit în acest sezon în La Liga, Real Valladolid este pe locul 16 după 3 etape. Clubul este înființat în 1928 și a împlinit în acest an 90 de ani de existență. Iar cea mai bună performanță este un loc 4 în sezonul 1962-1963. Cum va fi vremea mâine, aflăm chiar acum din rubrica Meteo. Un
găsit, gata cu vremea frumoasă. De mâine revin ploile în Republica Moldova. Până atunci însă în această noapte cerul va fi variabil, iar minima va indica în jur de 18 grade. Mâine va ploua în aproape toată țara, iar maxima nu va trece de 25 de grade. La Chișinău așteptăm în jur de 18 grade în această noapte și 24 de grade mâine la prânz. În România vremea rămâne instabilă, temperaturile continuă să scadă ușor, așadar mâine maxima nu va trece de 29 de grade. Acestea au fost informațiile, să aveți o seară cât mai frumoasă! Doamnelor, domnilor, telejurnalul a ajuns aici la final. Nu uitați că știrile noastre le găsiți pe tvremoldova.md, dar și pe pagina noastră de Facebook, unde așteptăm opiniile și comentariile dumneavoastră. Rămâneți cu TVR Moldova, unde în câteva minute începe emisiunea Punctul pe azi, iar de la ora 20 nu ratați știrile de la București. Eu sunt Stella Dănilă și vă mulțumesc pentru atenție. Să aveți o seară minunată. La revedere!